Parte să vedem acum de ce nativii săgetători, cei care îl găzduiesc pe Jupiter tensionat, cel care creează un focar acum în careul acela ante, de ce nativii săgetători ar trebui să fie puțin mai vigilenți săptămâna următoare decât de obicei? Săgetătorii sunt destul de împărțiți în această perioadă, pentru că, la fel, după cum ai spus că Saturn este tensionat, locul săgetătorilor este în tensiunile altora. Practic, ei sunt la jumătatea unei corzi întinse la maxim, de aceea săgetătorii în această perioadă, până la luna plină, chiar și dincolo de ea, deci după data de 14 septembrie, au acest sentiment că uneori joacă pe sârmă. Sunt ca niște jongleri, jonglerii aceia care merg pe o ață, pe o sârmă și țin doar o prăjină în mână pentru a se echilibra. Cam acesta este statutul săgetătorilor în perioada curentă și este interesant cum Jupiter este vârful acestui care înte, pentru că planetele din Fecioară fac opoziție cu Neptun și cu luna plină din Pești, iar Jupiter face quadraturi atât cu Peștii cât și cu Fecioara. De aceea, săgetătorii și vizual, dacă ne uităm în astrogramă, sunt efectiv la mijloc, între două extreme, între două contrarii, pe care au foarte puține șanse să le reconcilieze. De aceea, ei trebuie să conștientizeze că nu pot în această săptămână să împace pe toată lumea, ci trebuie să iau o poziție foarte fermă și să se țină de hotărârea pe care o iau. Este o săptămână în care pentru săgetător nu mai merge cu diplomația, nu mai merge cu duplicitatea, nu mai merge cu zic ca tine și fac ca mine, după cum le stă în fire, ci este o săptămână în care nativii săgetători este posibil chiar să aibă parte de o discuție la o masă deschisă cu cele două părți între care trebuie să aleagă. Este o perioadă în care careul înte cu vârful în săgetător și în Jupiter din săgetător îi obligă chiar din punct de vedere astral pe nativii săgetători să adopte una dintre cele două tabere. Deci, practic, ei nu mai pot să joace la două capete, ci ei trebuie să se poziționeze în mod ferm, decisiv, de o parte sau de cealaltă. Adică săptămâna aceasta pentru săgetători ori este albă, ori este neagră, nu mai există loc de întors și nu mai există deloc nuanțe de gri. De aceea este o săptămână în care săgetătorii, chiar dacă cumpănesc plusurile și minusurile, auturile și părțile slabe, ei trebuie să ia o decizie, trebuie să fie niște judecători imparțiali, care în momentul în care dau o sentință nu mai au procese de conștiință. Norocul lor este că nu prea există planete în Scorpion, în casa a 12-a. Și de ce spun că este noroc? Norocul lor este că nu au sentimente de vinovăție, pentru că ei sunt feriți în acest proces decizional de niște gânduri și idei care să îi întoarcă din drum. Iată că săgetătorii au acum și forța de a lua niște decizii, tăria de a susține punctul de vedere sau de a înfrunta o parte adversă. Situația generală se prezintă într-un mod conflictual, există foarte multă presiune care se pune pe săgetători, există foarte multe responsabilități pe care le au de asumat și de aceea vom spune că pentru orice nativ săgetător, cheia succesului constă în fermitate și în atitudinea deschisă, în a-i spune omului, șefului, soțului, partenerului, copilului verde în față ceea ce crede sau gândește. Poziția aceasta de forță în negociere sau în orice proces decizional le dă foarte multă încredere săgetătorilor și chiar dacă săgetătorii depășesc această tensiune care îi pune în dificultate în momentele de alegere, ei pot să fie ca niște spărgătoare de gheață. Deci săgetătorii să țină cont de faptul că odată luată o decizie și odată asumată una dintre cele două tabere între care se află, ei trebuie să meargă până la capăt cu încredere că într-un final va fi bine. Interesant este de urmărit, aici este o mică confuzie pentru nativii săgetători, se activează un potențial în această perioadă. De câte ori avem, exact cum spunea Valeriu, o planetă, nu știu dacă neapărat focar, dar o planetă centrată pe semnul tău, așa cum este
acest Jupiter ușor anaretic în această perioadă din cauza aspectelor proaste pensionate pe care le face cu semnul Fecioarei. Deci de câte ori există o planetă puternică, important aspectată în semnul tău, se activează un potențial în diverse domenii, în funcție de astrograma personală, sigur că da. Sunt foarte marcante pentru nativii săgetători, fie începuturile, fie sfârșitul unor situații. Foarte importantă sunt energiile acestea rafinate, pentru că Jupiter lucrează cu energii rafinate, nu cu energii grosiere la îndemâna oricui. Energiile acestea rafinate, karmice, care se eliberează, se întâmplă acum niște jonglerii, să spunem așa, energetice, pe care poate puțină lume le vede în viața nativilor săgetători, pe care numai în subconștientului, în adâncul sufletului, și numai acei săgetători care au preocupări în zona spirituală le înțeleg și le observă. Deci ei se transformă poate mai mult decât orice altă zodie, dar nu printr-o forță cum ar fi la Capricorn, plutoniană, saturniană, forțată, ci prin ceva care vine dintr-un subconștient astral destul de greu de definit. Mai exact, este o perioadă în care, spuneam, energiile acestea rapide transformă și conștiința, transformă și modul în care ei privesc lucrurile. Vom vedea săgetători care încep să vadă toate situațiile într-un mod cu totul și cu totul diferit, încep să perceapă și să simtă lucrurile total diferit, nici măcar nu se mai recunosc nici ei pe ei înșiși după modul în care simt. Pur și simplu, să spunem, un săgetător pus în fața unei situații cu ceva vreme în urmă ar fi perceput-o, să spunem, într-un fel, spiritual vorbind, sigur, iar acum pur și simplu chiar și ei se miră de ce percep aceeași situație într-un mod cu totul și cu totul diferit. Dar iată aceste transformări subtile despre care vorbeam, tipic jupiteriene, greu de pus mâna pe ele pentru că sunt prea rafinate. Pentru nativii săgetători, spuneam, care au preocupări în zona asta, devin foarte vizibile și sunt fantastice. Din punct de vedere concret, într-adevăr, zona carierei, zona profesională este foarte puternică, profesională, financiară este foarte aspectată, Uranus, toate clusterul pe casa 10-a, și pe casa a doua avem Pluto, Saturn, nodurile lunare, deci zona financiară profesională este o zonă destul de marcată, ei au de luat decizii, au de făcut foarte multe lucruri, se implică puternic, dar, repet, nu acolo este forța, în ciuda aparențelor. Mergem mai departe să vedem pentru Capricorni, ei cu adevărat nu se plictisesc, au ce face, sunt repere pentru ceilalți, să vedem ce le spunem, Valer. Mai ales că dintre toate zodiile, ei beneficiază de impulsul cel mai favorabil, întrucât Saturn și Pluto realizează împreună trigoane cu toate cele patru planete din semnul Fecioarei. Prin urmare, se anunță o perioadă extrem de pragmatică pentru nativii Capricorn, care pot să implementeze niște decizii pentru care până acum nu prea au avut nici mijloace și nici resurse. Dar cea mai importantă parte a acestei săptămâni pentru nativii Capricorn o reprezintă posibilitatea de a îmbina spiritualitatea cu viața practică și abstractul cu concretul. Și anume, Capricornii în această perioadă care se construiește în jurul lunii pline în Pești de pe data de 14 septembrie pot să își vadă niște idei, iată, abstracte, materializate. Deci ei pot să coboare dintr-o versiune ideală o formă care să fie satisfăcătoare. Deci, practic, Capricornii care au avut răbdare și care au muncit și care au construit și care sunt care și-au făcut misiunile personale și care sunt pe drumul lor în viață, pot acum, la jumătatea lunii septembrie, să își vadă un vis cu ochii, pot să obțină ceva la un nivel care să le depășească așteptările, indiferent că este vorba despre un vis personal sau despre un vis profesional. Depinde de vârsta pe care o au Capricornii, depinde de momentul de viață, de aceea spunem că în funcție de etapa în care se află nativul Capricorn în viața personală,
și de prioritățile de moment, că sunt personale, că sunt profesionale, Capricornii este de așteptat să aibă o realizare, o culminație, o materializare. Materializarea fiind, iată, cuvântul de ordine pentru aceste aspecte favorabile pe care planetele din Fecioară le fac cu Saturn și Pluto din Capricorn. Luna plină are loc pe casa a treia a Capricornilor, ceea ce înseamnă că materializarea le vine prin relații, prin oameni, prin comunicare. Este foarte important ca nativii Capricorni să spună ce au de gând, să-și dezvăluie intențiile, să își împărtășească impresiile cu ceilalți, pentru că numai prin oameni, prin relații sau prin prietenul prietenului care îl cunoaște pe cel care poate să influențeze lucrurile, au șanse Capricornii să obțină ceea ce își doresc. Riscul vine de la prezența lui Jupiter în casa 12, care încolțit încolțit în cadrul acestui careu Înte, poate să îi îndemne pe nativii Capricorn la un fel de secretomanie. E vorba despre faptul că unii Capricorni ar putea să aibă tot felul de frici sau ar putea să aibă niște sfetnici prost aleși care să-i îndrume pe niște căi greșite. De exemplu, Capricornii să fie înconjurați de persoane pesimiste sau sceptice care să îi învețe. Nu le spune celorlalți despre ideea ta, pentru că s-ar putea să ți-o fure. Da? S-ar putea să audă un Capricorn. Nu. Este o idee greșită. Jupiter vorbește despre niște frici pe care Capricornii trebuie să și le depășească în această perioadă, întrucât luna plină în semnul peștilor, tocmai la asta îi îndeamnă, la atragerea oportunităților prin oameni. Deci cu cât Capricornii comunică despre intențiile pe care le au, cu cât ei împărtășesc idei, cu cât se duc să-i întrebe și pe alții, cu atât vor găsi căi mai potrivite de exprimare. Iată că este o perioadă în care nativii Capricorn învață să îmbine planul acesta introspectiv cu deschiderea socială, cu deschiderea către ceilalți, care le este acum extrem de favorabilă. Și o concluzie pentru ei, Valeriu? Este o perioadă în care nativii Capricorni pot să-și vadă un vis cu ochii, pot să realizeze la un nivel care să le depășească așteptările o dorință, și mai mult decât atât, viața Capricornilor se învârte acum în jurul unei nevoi pe care ei în sfârșit pot să o vadă materializată. Și știm că întotdeauna în viață alternează momentele în care universul este mai bun cu noi, mai prietenos, cu momentele în care este puțin mai dur. Acum Capricornii într-adevăr au o perioadă în care, deși muncesc foarte mult și pun la punct foarte multe lucruri, din punct de vedere al liniștii sufletești, sunt destul de favorizați prin prezența jupiteriană pe casa a 12-a. Mai mult decât atât, își găsesc foarte multă resursă energetică în călătorie. Acest Neptun pe casa a 3 arată, vom vedea, foarte mulți Capricorn care călătoresc și au niște excursii, niște vacanțe de vis. Pentru că pur și simplu acolo este activă zona aceasta a providenței, zona protecției divine. Se hrănesc efectiv din aceste călătorii. Și Jupiter în casa a 12-a, deci iarăși protecție. Sau poți fi călătorii virtuale, să stai mai mult pe internet, să citească mai mult. Sigur, deci în orice caz este o perioadă în care ei își și încarcă bateriile, în ciuda faptului că muncesc destul de mult, mai mult decât atât, este și o muncă care nu știu unde duce, adică nu este ca și când muncesc o săptămână și mă relaxez trei. Este ceva în care nu știu, n-au de unde să știe cam cât muncesc, este o muncă destul de perpetuă. Dar cu rezultat. Dar cu rezultate, sigur că da, pentru că aceste planete atrag rezultate destul de puternice. Vom vedea foarte mulți Capricorn care sunt preocupați de specializări, de lucruri pe care le pot face mult mai bine și pot deveni mai buni specialiști în anumite domenii, studioși, destul de studioși și perfecționiști în această perioadă, dar Capricorn cu vieți atipice. Știm că ei sunt destul de conservatori în general, dar acum acest Uranus îi face pe Capricorn să devină total atipice și total din matca lor saturniană și foarte creativ, sigur că da. Îi vom vedea implicați în situații care nu le sunt specifice, ușor extravagante, sigur că da, și pe undeva
poate îi perturbă aceste situații, dar nu se pot abține pentru că ei încep să aibă vieți atipice. Revenim după publicitate cu nativii vărsători. Am revenit să vedem acum care sunt provocările pentru nativii vărsători săptămâna următoare. Valentin. Este plină de întrebări retorice săptămâna pentru nativii vărsători, întrucât luna plină din data de 14 septembrie, în semnul peștilor, vine și le pune întrebarea când se termină toate astea. Și mi-amintesc că acum 30 de ani nu erau la modă bonele și odată m-a luat străbunica la sortarea cartofilor la ceape. Și prin urmare, aceasta este imaginea care se asociază predicțiilor pentru vărsători săptămâna aceasta. Este ca sortarea cartofilor în vremea comunismului, întrucât vărsătorii au de făcut acum o selecție care nu se face într-un mod natural. Prin urmare, este o săptămână în care vărsătorii trebuie ei să aleagă, trebuie să decidă ce este de luat și ce este de lăsat, ce este bun și ce este rău, ce este expirat și ce este de perspectivă. Practic, aceste etichete trebuie aplicate de către orice nativ vărsător, atât în viața personală, cât și în viața profesională, pe fundalul acestui care înte pe semne mutabile. Luna plină se produce în casa a doua, acolo unde este Neptun, o casă a teritoriului, a spațiului personal privat. Este ca și cum ajung foarte multe informații, foarte multe propuneri, foarte multe oferte în viața, în curtea, în ograda vărsătorului, iar vărsătorul trebuie să știe ce face cu fiecare în parte. De aceea este o săptămână în care vărsătorii sunt copleșiți, în care poate să se instaleze acel sentiment de prea mult, de prea plin, de nu mai vreau, de nu mai pot și de oboseală chiar cronică, la care oricum îi predispun pe vărsători cele două planete din semnul Capricornului, în Saturn și Pluto. Să îi liniștim încă o dată pe vărsători. Oricum ei nu se vor sătura de muncă și de oboseală și de căderi și ridicări succesive și de acest sentiment că mai degrabă se sfârșește lumea decât începe ceva nou, până la Crăciunul anului 2020, căci până atunci va sta Saturn în coasta lor, după care le va fi mai ușor. Dar deocamdată, iată încă un an și mai multe luni în care vărsătorii resimt din prin o presiune și o responsabilitate care le sunt puse în cârcă. De aceea nu prea pot să se împotrivească condițiilor, circumstanțelor sau nu prea pot să aibă vărsătorii un cuvânt de spus. Cel mult pot, cum spuneam, să facă o selecție. Asta vreau, asta nu vreau. Există mult prea mulți oameni care vor mult prea multe de la vărsători. Există foarte multe oferte. Există foarte multe solicitări de sprijin care vin către vărsători și, într-adevăr, partea favorabilă este o perspectivă profesională incredibilă pe care au vărsătorii în această perioadă. Casa a șasea, locuită de destinul în RAC, este foarte bine aspectată. De ce? Pentru că toate planetele din Fecioară fac sextile cu nodul nord, ceea ce înseamnă că pentru vărsător luna aceasta plină vine într-un context în care imaginea publică, vizibilitatea, cariera pot să se afle sub semnul destinului. Foarte mulți vărsători pot să-și găsească acum o cale care să-i reprezinte. Sunt vărsători care pot să își schimbe traseul profesional, să schimbe locul de muncă, chiar să schimbe domeniul de activitate, sau cel puțin în această perioadă pot să aibă străfulgerări și revelații. Oricum, tot ce fac vărsătorii vine la presiunea, la invitația sau la constrângerea celorlalți. Jupiter din Săgetător îi face pe vărsători extrem de atractiv pentru anumite cercuri, grupuri, și ei trebuie să aibă foarte mult discernământ, pentru că nu tot ce zboară se mănâncă și bineînțeles că vărsătorii atrag atenția și pentru că sunt numai buni de folosit în anumite cercuri. Într-adevăr, exact cum spunea Valeriu, un moment destul de karmic pe zona profesională, grație nodurilor
unor lunare. În alt ordine de idei, ei sunt puțin persoane de sacrificiu în această perioadă. Saturn pe casa 12 arată clar acest lucru. În această perioadă până la sfârșitul 2020. Exact, în această perioadă puțin mai lungă, da. Și oarecum o fac și pentru că simt, nu este chiar un lucru impus, dar într-adevăr este ceva obositor. Forța aceasta plutoniană pe casa a 12 arată oarecare oboseală sufletească, pentru că știm că vărsătorii se remarcă printr-un soi de independență și nonconformism. Acum Saturn vine cu multe reguli de urmat, de respectat, vine cu multe responsabilități, trebuie să se ocupe mai mult de alții decât de propria persoană, chiar dacă fac și lucruri pentru ei, le fac printre picături, și lucrul acesta devine oarecum ușor stânjenitor pe alocuri, după care iar își găsesc forța să facă pentru alții, pentru că tot ce-i de la destin pur și simplu trebuie făcut. Vărsătorii fac parte dintre zodiile care au mare respect pentru univers, ca atare se vor conforma. Se activează foarte multe prietenii protectoare în această perioadă, grație lui Jupiter. Oameni care casa 11, oameni influenți care îi ajută. Revenim după publicitate cu concluzii. Am revenit. Pentru vărsători, eu spuneam, concluzia este că sunt supuși destinului 100%. Să mergem mai departe. Să fie primit. Să fie primit, da. Tu ca vărsător știi cum rulează perioada. Să vedem, Valeriu, pentru pești, care sunt veștile. Peștii sunt la cârma evenimentelor astrale, cu luna plină care se produce în semnul lor lângă Neptun. Și foarte interesant de punctat este faptul că peștii nu duc chiar atât de rău pe cât se plâng ei, întrucât ei au un mare avantaj, și mai ales pe fundalul acestei luni pline de pe 14 septembrie, ei au avantajul de a-i învârti pe ceilalți după ei. Nativii pești știm că apelează la niște strategii de manipulare pentru a obține avantaje și le este foarte bine metoda, chiar și în această, sau mai ales în această perioadă, odată cu luna plină. Practic, șantajul emoțional este o armă foarte eficientă în mâinile peștilor. Dar ceea ce începusem să spun despre faptul că peștilor nu le merge deloc așa, atât de rău pe cât le place să se plângă sau să se alinte, este că ei au această capacitate de a nu își pierde identitatea. Și asta o vedem și în astrologia aplicată. În astrograma cuiva care are Neptun în casa întâi, iată, peștii au Neptun în semnul lor, deci toți peștii au parte de această configurație la modul general. Aceste persoane nu se pierd pe ele. Chiar dacă vorbim despre sacrificiu la zodia peștilor, chiar dacă vorbim despre predispoziția lor spre renunțare, totuși este important de notat că peștii nu fac nimic inconștient și nepremeditat. Tot ceea ce dăruiesc peștii este un dar calculat, tot ceea ce sacrifică peștii este un sacrificiu care are în vedere un bine mai înalt sau un câștig superior. Deci peștii nu sunt deloc nevinovați, ei la un nivel subtil manipulează lucrurile și își conduc viața după niște principii foarte corecte ale schimbului, adică ei au această înțelepciune de a ști la ce se renunțe ca să câștige mai mult pe altă parte. Careul între pe semne mutabile, în care peștii reprezintă un vârf, atrag atenția asupra zonei parteneriale, pentru că aglomerarea de planete în semnul Fecioare înseamnă partener, relații, căsătorie, asociere. Este o perioadă în care peștii iau foarte multe decizii legate de viața de cuplu, de asocieri, de implicarea în anumite proiecte comune. Practic, este o etapă de viață în care peștii pot să dicteze, pot să hotărască, pot să ia decizii și pot să îi tragă pe alții după ei. Se pot manifesta inclusiv niște apucături dictatoriale în ceea ce privește pe nativii pești, de aceea este foarte bine să își controleze agresivitatea, impulsivitatea și tendința de a conduce excesiv de autoritar, pentru că peștii nu sunt scutiți acum de această nevoie de a le spune altora ce să facă.
Și întrucât peștii vor să-i comande cam mult pe ceilalți, s-ar putea să-și atragă animozități, s-ar putea să-și atragă riposte, opoziții. De aceea este o perioadă mai puțin fastă în ceea ce privește relațiile cu persoanele autoritare sau cu persoanele aflate în funcții de autoritate sau mai ales cu părintele autoritar. Oricum este o perioadă în care își pun multe întrebări nativii pești și pe zona și relațională. Care îi forțează și pe alții să-și pună întrebări. Trebuie să organizeze viața partenerului, trebuie să facă față unor provocări care vin pe zona partenerială, în sensul că s-ar putea să fie nevoie să se plieze pe propunerile organizatorice ale partenerului de viață într-o formulă în care să conteze și părerea lor, dar totuși și părerea acestuia. Și nu în ultimul rând, mulți pești care au de coordonat activități sociale importante, putem vedea pești în funcții din acestea socioprofesionale foarte frumoase, în care ei devin un fel de mentori ai celorlalți. Este multă forță Neptun în semn, Pluton-Saturn pe casa 11, Jupiter pe casa carierei. Pești care sunt destul de favorizați la locul de muncă, însă, într-adevăr, zona organizatorică le dă bătaie de cap. Chiar trebuie să organizeze lucruri destul de dificil de organizat. Valeriu, îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne revedem și astă seară de la ora 21. La revedere!